Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Închidem prologele pentru că praznicul de astăzi este un praznic fundamentat pe Evanghelie în modul cel mai deplin. La 40 de zile de la nașterea Mântuitorului Hristos, acesta este adus la templu spre a fi închinat templului, așa cum se întâmpla cu toți copiii de partea bărbătească din poporul lui Israel în data după naștere și mai cu seamă cu cei din neamul lui David, din neamul regal al lui David. Mântuitorul Hristos este întâmpinat la templu de două persoane. Primul este Simeon, un bătrân înțelept, care ne și oferă poate cea mai frumoasă rugăciune pe care o avem la îndemână pentru clipele grele și frumoase de potrivă. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că-și văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea ochilor tuturor popoarelor spre slava lui Dumnezeu. E bucuria aceasta a celui care aștepta venirea lui Mesia și îl vede pe Mesia, se întâlnește cu Mesia. Celălalt personaj este Ana lui Fanuel, femeie văduvă de foarte multă vreme, probabil învățătoare la templu, cel mai probabil învățătoare la templu a Fecioarei Maria, un fel de mentor al acesteia pe toată perioada pregătirii sale în vederea primirii darului celui mare al bunei vestiri. Lucrurile se legau în ochii lui Dumnezeu, nu neapărat în ochii oamenilor, iar Ana lui Fanuel ne arată odată în plus bucuria aceasta a feminității care, în ciuda văduviei, rodește prin copiii duhovnicești pe care Dumnezeu îi pune la îndemână. Domnul Hristos, intrând în templu, sfințește templu, nu templul sfințește pe el. Modul în care dreptul Simeon se slobozește din așteptare ne arată odată în plus că Domnul Hristos vine ca să elibereze, ca să elibereze sufletele și trupurile noastre de așteptare. Iar modul în care tresare Ana și se bucură de această întâlnire cu Hristos ne arată că și femeii este dat darul de a vedea împărăția lui Dumnezeu. Sunt cuvintele pe care Sfântul Ioan Gură de Aur ni le pune la îndemână într-o frumoasă omilie la întâmpinarea Domnului. E bine să ținem minte lucrurile acestea și să înțelegem că prezența fizică în istorie a Domnului Hristos vine să vindece și unele traume de gândire pe care uneori le mai târâm până în zilele noastre. Ce este frumos în întâmpinarea Domnului este că astăzi în biserică s-a cântat Legănelul, un cântec de leagăn al nepriceperii umane dinaintea unei feciorii care rodește. E răspunsul la toate miștocăriile pe care le-am auzit în ultima vreme legate de Maica Domnului, pe care unii dintre esteții lumii de azi încearcă să ne le arunce cu ușurătate. Nu e ușor să înțelegi taina Dumnezeirii lui Hristos, nu e ușor să înțelegi taina Feciorii Maicii Domnului, nu e ușor să înțelegi de fapt nimic din biserică dacă nu te lași lumina de Duhul Sfânt. De aceea, praznicul întâmpinării Domnului este un praznic al întâmpinării luminării în Domnul a minților noastre. Mâine este o nouă zi.